Odată cu explozia tehnologică, nici infracționalitatea cibernetică nu mai e ce era odată. A acționa împotriva consecințelor produse de infractorii cibernetici poate fi o chestie delicată și ambiguă. Una dintre cele mai interesante amenințări în acest moment o reprezintă rețelele de tip botnet. Acestea sunt în esență un grup ce conține foarte multe calculatoare infectate cu un anumit virus sau cal troian, ce sunt controlate de către un stăpân, să spunem așa, pentru a lansa diverse atacuri de tip denial of service, pentru a trimite spam și recent inclusiv pentru a genera monede de tip Bitcoin, deci monede virtuale. Unul dintre cele mai interesante cazuri este acela al rețelei Calico sau Hilux, cum e numit de către Kaspersky Lab. Acum aproximativ jumătate de an am descoperit această rețea, ce avea aproximativ 100.000 de calculatoare infectate și în cooperare cu Microsoft am decis să încercăm să o dăm jos. Microsoft s-a ocupat de partea legală, am reușit să identificăm persoanele care o controlau. Microsoft, după cum spuneam, au reușit să trimită acestor persoane citații. Este vorba despre o firmă din Cehia, iar Kaspersky Labs s-a ocupat exclusiv de partea tehnică și anume de a obține controlul asupra rețelei de tip botnet și de a, evident, de a-i preveni pe autori să poată controla această rețea în viitor. Ce înseamnă că avem control în acest moment este, să spunem așa, avem trei mari opțiuni. Am putea să curățăm calculatoarele infectate în mod automat, am putea să informăm utilizatorii că sunt virusați și să nu facem nimic altceva, sau pur și simplu am putea să nu facem nimic. Voi ce ați face?